Teatrul Forum este un concept al teatrului, o metodă de educație non-formală și a apărut în România în anul 2010. În Târgu Jiu a fost implementat doar de 2 ani la Biblioteca Județeană Cristian Tell. Cu toate că în momentul actual evenimentele s-au anulat din cauza COVID-19, din fericire acest spectacol se va ține, dar cu un număr maxim de 20 de persoane, respectând toate normele de protecție. Proiectul se va desfășura pe data de 25 octombrie, susținut și monitorizat de Roxana Ungureanu. Teatrul Forum se bazează pe problemele societății transpuse într-o scenetă, jucată de o echipă de actori atât amatori cât și profesioniști. Se va desfășura acum pe 25 octombrie, într-o duminică, cred că în jur de ora 11. Se face într-un spațiu închis, într-un spațiu, dar nu se va depăși numărul de 20. Adică vom fi, să zic, cei care sunt în piesa de teatru undeva între 9 și 10 actori și 10 participanți maxim. Această metodă se bazează cumva pe a lua problemele din societate și a le transpune într-o formă de teatru. De exemplu, piesa noastră de teatru Forum se numește acum Școala Românească în contextul pandemiei cu SARS-CoV-2. Sunt voluntari ai Centrului Europe Direct din cadrul Bibliotecii Județene Cristian Tell. Trebuie să fie actori profesioniști. Sunt voluntari. În acest proiect, în funcția de susținător și instructor pentru tinerii actori, s-a implicat și Ion Alexandrescu, membru al Teatrului Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Alexandrescu nu este la prima colaborare cu tinerii, susținând faptul că lucrează cu oameni pasionați de teatru, în special adolescenți de foarte mulți ani. Mă bucură. Eu fac asta de 25 de ani. Pasiunea mea, eu lucru cu elevii din de când am venit în oraș, din 94-95. Asta este pasiunea mea, lucru cu copiii. Actorii muncesc din greu și speră ca piesa să fie un real succes, cu toate că numărul persoanelor din public va fi foarte redus.